Ziua 201. Adevărul nu are nevoie de apărare. Este foarte simplu. Pur și simplu este așa cum este. Iar omul care trăiește în adevăr nu trebuie să-și facă griji în legătură cu ce a spus sau ce a făcut. Nu trebuie să-și amintească tot ce a spus, tot ce a făcut. Persoana care minte trebuie să fie tot timpul calculată, tentă, fiindcă ar putea să spună ceva ce contravine cu ceea ce a spus puțin mai devreme și ar putea să facă ceva care să contrazică altceva. Viața ei devine din ce în ce mai complicată, din ce în ce mai încâlcită. Devine o ghicitoare, devine o problemă, devine o problemă pentru ea însăși și pentru ceilalți, iar o viață problematică nu poate cunoaște extazul. Extazul este cunoscut doar de cei simpli, inocenți, dar modalitatea de a-l găsi constă din a da mintea deoparte și a intra într-o stare de non-minte. Ușor, ușor vor apărea niște mici fisuri care vor deveni niște goluri din ce în ce mai mari, iar intervalele dintre ele vor deveni mai vaste. Și mai devreme sau mai târziu va răsări în tine o asemenea stare încât chiar dacă ești la piață și faci lucrurile banale de care este nevoie în viață, tăcerea ta va continua ca un curent interior. Va continua să curgă, îi vei putea auzi melodia, îi vei putea simți frumusețea, îi vei putea gusta dulceața. Vei primi astfel multe daruri, dar va trebui să deschizi ușa meditației. Nimeni nu-ți poate oferi adevărul. Adevărul îți este deja oferit de existența însăși. Nu este ceva ce trebuie găsit undeva, căci a fost deja găsit. Este starea pură a ființei. Trebuie să faci câțiva pași spre interiorul tău.